Înregistrări despre copilul din noi și cum ne putem regăsi autentici dincolo de șabloanele în care am fost învățați să ne exprimăm. Așadar, toți avem o istorie, o istorie de familie, noi fiind una dintre verigiile ei, plină de personaje pe care le cunoaștem bine tată, mamă, bunici, frați, surori, dar și de persoane despre care nu știm prea multe sau nimic. Și a căror urmă totuși dăinuie în noi prin intermediul unor secrete al unor lucruri rămase nespuse ori al unor aluzii transmise de părinții noștri. Acest mozaic familial a exercitat o influență asupra noastră, pe care uneori o conștientizăm, alteori nu, și care se află adeseori la originea unor permanente repetări observate, dar neînțelese de noi. Într-adevăr, de ce o femeie alege oare un bărbat care îi provoacă suferință, la fel cum și mama ei a ales un soț care a făcut-o să sufere și tot așa și mama mamei ei a avut multe de îndurat din cauza soțului ei? De ce se îmbolnăvește un om de aceeași maladie de care a suferit tatăl său și la aceeași vârstă la care s-a îmbolnăvit el? Psihogenealogia ne ajută să operăm aceste conștientizări necesare și eliberatoare să descoperim cu cine ne identificăm atunci când repetăm astfel de întâmplări, ce rol familial ne-am asumat fără voia noastră, uneori constrânși. Explorarea acestui labirint cu ajutorul psihogenealogiei, o psihoterapie originală, ne permite să înțelegem ce anume ne determină, ne influențează și ne alcătuiește urzeala vieții. Acest ansamblu de scenarii genealogice, afective, sexuale, intelectuale și profesionale. Ajungem la aceleași răspântii de drumuri și retrăim unele evenimente asemănătoare, petrecute la vârste identice, reproducem același gen de situații, formăm cupluri similare. Acest tip de psihoterapie ne învață să ne utilizăm corect istoria familială. Să transformăm moștenirea psihologică ce a reprezentat pentru noi o sursă de suferință. Ne-a provocat răni narcisiste, umiliri, sentimente de rușină și de vină. Să exploatăm elemente pozitive și să învățăm lecțiile transmise și ele de familie. Ceea ce contează mai ales este să punem capăt repetării schemelor, greșelilor care ne otrăvesc propria viață și riscă să o strice și pe cea a descendenților noștri. Dacă reușim să reconstruim puzzle-ul care s-a format în noi, vom demasca aceste capcane familiale și vom putea curma astfel acele lucruri resimțite de unii drept o fatalitate, un destin infernal. Vom reuși în sfârșit să vindecăm în noi consecințele unor nevroze care i-au afectat pe membrii familiei noastre. Vom înceta atunci să mai fim victime, devenind ființe care au libertatea de a-și decide viitorul și opțiunile. Chiar dacă, așa cum se întâmplă în orice experiență psihoterapeutică, drumul pe care îl avem de parcurs este asemenea unui travaliu, scopul acestuia e să ne naștem din noi. Din nou. Odată prefacerea înfăptuită prin acest travaliu alchimic, ne vom putea transforma suferința inițială în energie. Vom putea să iertăm, să descoperim bucuria și să ne deschidem aripile. Așadar, cu toții ne-am născut în întâlnirea, din întâlnirea unui spermatozoid cu ovulul. Bum, bum! Așa se constituie patrimoniul nostru genetic, moștenirea noastră biologică, din întâlnirea unui spermatozoid cu ovulul. Dar această moștenire nu e alcătuită doar din celule, carne și sânge, ci ea este o moștenire psihologică, o moștenire pe care adeseori o dăbândim fără să știm la nivel inconștient. Ne naștem în cadrul unei anumite societăți, într-o epocă dată, într-o anumită țară. Nu am fi aceeași persoană dacă am trăit în urmă, evident, sau în renaștere, sau peste trei secole. Dacă ne-am fi născut într-o altă civilizație, într-un ținut îndepărtat, am fi avut alte obiceiuri, alte moravuri, o altă viziune asupra vieții. Astăzi există cazuri de copii despre care nu mai putem spune că s-au născut din relația unui bărbat cu o femeie. Fecundarea a avut loc prin inseminare artificială cu sperma depusă în bancă de un donator anonim sau sarcina a fost asumată de o mamă purtătoare. Lucrurile stau oarecum la fel și în privința familiei. Dacă ne-ar fi crescut vecinii, am fi fost total diferiți. Persoanele care ne educă de la stadiul de bebeluș la cel de copil și apoi de adolescent ne oferă, prin procese pe care urmează să le studiem, pe tot parcursul acestor înregistrări, un patrimoniu psihogenealogic. Să luăm cazul cel mai frecvent, acela în care cei care au grijă de noi sunt chiar părinții noștri biologici. Încă din momentul concepției noastre suntem obiectul unor proiecții venite din partea familiilor din care facem parte. Suntem doriți sau nu? Așteptați ca fiu sau ca fică? Fantasmați, imaginați în ceea ce privește aspectul fizic, caracterul, aptitudinile pe care le vom avea. Așadar, fiecare din noi este mai întâi de toate un copil imaginar. Atunci când ne naștem, primim un, primim un prenume sau mai multe și un nume. Pe măsură ce creștem, suntem definiți, etichetați după aceste caracteristici corporale, sexuale, afective, intelectuale, artistice, în funcție de diversi membri ai arborului nostru genealogic și, de asemenea, în raport cu frații și surorile, dacă aceștia există. Fiecare din noi se identifică pe parcursul creșterii cu mama și cu tatăl său. Acești uriași, cum îi vedem atunci când suntem mici, reprezintă lumea, realitatea, adevărul. Îi imităm, învățând prin intermediul lor ce înseamnă să fim oameni, ce înseamnă să fii bărbat, să fii femeie, ce înseamnă cuplu, familia. Descoperim viața prin intermediul lor. După ce am fost supuși unui ansamblu de proiecții familiale și ne-am identificat cu părinții noștri și cu anumite personalități din arborele nostru genealogic, punem în mișcare, în mod absolut natural, un sistem de repetări. Repetăm punctele de vedere, comportamentele, relațiile, modul de acțiune al familiilor noastre. Dacă ni se potrivesc acestea, nu vor provoca tensiune noi. Unii, în schimb, se împotrivesc în mod sistematic lucrurilor cu care au fost obișnuiți. Este ceea ce se numește în psihologie contrascenariu, dar a reacționa în contradicție cu înseamnă întotdeauna a acționa. În funcție de. Cei mai mulți dintre noi ne confruntăm în anumite domenii din viața noastră cu diverse conflicte interioare cauzate de aceste repetări. Nu facem ceea ce dorim, și nu ne, nu ne dorim ceea ce facem. Se produce un crivaj între conștientul nostru care exprimă anumite aspirații și inconștientul care reflectă dorințe necunoscute, obscure, refulate. Descoperim aceleași dificultăți ascunse în umbra existenței noastre. Avem mereu aceleași probleme în viața profesională, întâlnim același tip de bărbat sau de femeie în relații afective, retrăim aceleași situații. Angoasele, eșecurile noastre ne urmăresc. Cum putem ieși din aceste capcane? Principalul obiectiv al psihogenealogiei este acela de a ne ajuta să devenim conștienți de mecanismele noastre familiale. De această familie care sălășluiește în noi. Suntem rezultatul unui lung lanț familial. În străfundurile noastre trăiesc nu numai părinții noștri, ci și părinții acestora bunicii, străbunicii, chiar dacă noi nu i-am cunoscut niciodată. În noi trăiesc frații și surorile, verii și verișoarele lor. Înăuntul nostru trăiesc frații și surorile și părinților noștri, unchii, mătușile și câți mai câți. În interiorul nostru trăiesc de asemenea prieteni de familie, adulți pe care i-am iubit sau detestat în perioada copilăriei. Ca de exemplu, personalul casei, învățătorul, profesorul, doica, medicul, preotul, copiii adolescenți care ne-au fost amici apropiați sau colegi de-ai noștri. Toți, toți aceștia trăiesc în noi. Al doilea obiectiv al psihogenealogiei este acela de a ne ajuta să ne liberăm de sub influențele familiale care ne împiedică să trăim potrivit dorințelor noastre. Ne împiedică să trăim potrivit dorințelor noastre subliniez. Pentru aceasta vom porni în căutarea eului nostru adevărat. Vom învăța să ne iubim, să trăim în pace cu noi înșine pentru a ne simți mai bine, pentru a acționa mai bine, pentru a iubi mai bine viața și pe ceilalți. Și dacă avem copii, vom separa greul de neghină pentru a le oferi ce e mai bun din istoria noastră familială și din noi înșine. Haideți să vorbim despre proiecții. Acum și aceste proiecții se vor organiza pe mai multe subpuncte. De asta dată vom începe cu concepția. Așadar, Climatul psihologic în care a fost concepută o persoană marchează profunzimile inconștientului său. Să luăm cazul cel mai ușor de trăit. Am în doi părinți și doresc un copil și întâmpină cu multă bucurie venirea lui pe lume. Și tatăl și mama își proiectează toate fantasmele asupra bebelușului așteptat. Poate că mai mult sau mai puțin conștient, ei ar prefera să aibă un băiețel sau o fetiță. Sau poate că bebelușul va fi bine primit oricare va fi sexul lui. Părinții formulează dorințe și îl imaginează pe micuț cum se va naște. De exemplu, o femeie îndrăgostită de soțul ei vrea să-i dăruiască acestuia un fiu care seamnă cu el sau o fică ce va avea ochi albaștri care au sedus-o pe ea sau tatăl speră să regăsească în copilul lui frumusețea soției ori culoarea părului ei. Dincolo de propriul cuplu, părinții își închipuie că acest copil, copilul lor, va semăna cu diverse persoane dragi din arborele genealogic. Adică, o fică la fel de drăguță ca sora ei mai mare, la fel de blândă ca mama, la fel de descurcăreață ca bunica ei, care a făcut față tuturor greutăților. Un fiu la fel de voinic ca fratele lui, o și muncitor ca tatăl, și strălucit ca bunicul. Cu alte cuvinte, părinții așteaptă un copil în funcție de ceea ce au cunoscut, adică în funcție de propria lor istorie familială. Ei speră că micuțul va moșteni anumite caracteristici afective anumite aptitudini intelectuale, manuale sau artistice. E vorba despre cele mai prețioase însușiri din familia lor, din psihogenealogia lor, despre etaloanele de aur ale acestea. Mai mult încă, părinții fericiți de proaspătul lor statut încearcă să procedeze mai bine decât propriilor părinți. Ei vor să-i ofere copilului ceea ce le-a lipsit lor. Își doresc cu ardoare să-l vadă realizând lucruri de care ei nu au avut parte sau pe care nu au reușit să le înfăptuiască. Studii, de exemplu, promovarea unui examen de înalt nivel. Micuțul sau micuța va absolvi poate politehnica sau medicina, va fi licențiat în filozofie, ori cercetător și așa mai departe. Sau poate că va urma o carieră artistică la care a visat mama, ori tata, ori amândoi. El sau ea va dansa, va cânta, vocal sau la pian, la vioară, ori la orgă, eu știu ce va mai face, va desena, va picta proiecții. Sau poate va face sport. Sau va călători cât mai de timpuriu posibil pentru a putea vorbi limbi străine încă de tânără. Sau tânără. Neliniștile părinților referitoare la bebeluși au legătură cu propriile lor probleme care își au originea în copilărie și în adolescență. Angoasele mamei și ale tatălui sunt cu atât mai mari cu cât aceștia s-au simțit nedoriți, respinși, mai prejos de așteptările familiei. Nu mai să fie totul bine și copilul să se nască normal. Măcar dar decurge nașterea cât mai bine. Poate că nașterea precedentă a fost dificilă sau una dintre femeile din familie, mamă, bunică, străbunică, mătușă, s-a chinuit mult la naștere sau a murit în timpul travaliului. Numai de n-ar semăna acest copil cu unii membri proscriși din arborile genealogic. De n-ar fi rea ca bunica. De n-ar fi drogată ca verișoara X sau prostituată ca mătușa Y. Frușturatică precum bunica nu știu care. Să nu fie alcoolic ca bunicul M sau homosexual ca unchiul L. Lene și fustangiu ca bunicul din partea tatălui sau vagabon ca străbunicul. Unii părinți se tem deja de criza adolescenței să nu aibă loc conflicte. O, s-ar bine când mă gândesc că fata mea o să aparțină altui bărbat. Gânduri, gânduri, gânduri. În mod inevitabil, odată devenit adult, copilul își va părăsi părinții. Marea grijă a părinților, nu? Ființa omenească aduce pe lume copii de bunăvoie, cu un subtil amestec de dragoste, nevoi, dorințe contradictorii, temeri. Părinții ar trebui să fie extrem de evoluați pentru a da naștere unui copil în mod cât se poate de liber pentru a accepta că rolul lor este acela fiți atenți de a învăța să-l cunoască așa cum este el să-l însoțească în dezvoltarea lui să-l ajute să progreseze și să-l lase să-și construiască viața fiind această mică născută din trup din trupul și sângele lor nu le aparține dragilor părinți Copii nu vă aparțin. E nevoie de mult curaj și de multă conștiință pentru a nu face din copil obiectul lor și pentru a accepta plecarea de lângă ei după ce creșterea lui a necesitat atâta dragoste, îngrijire și răbdare. Pentru ce este dorit un copil? Dacă părinții lui îl concep din dorința profundă de a fi mamă și tată, de a întemeia o familie, e o mare fericire. Din păcate, copilul i-a așteptat uneori din rațiuni psihologice mai puțin sănătoase. Și haideți să le amintim pe câteva, că poate unii dintre voi uitați. Există copiii instrumente concepuți cu un scop foarte precis legat de viața părinților și nu a copiilor respectivi. Unii sunt aduși pe lume doar pentru a salva? Ce, ce, ce? Căsnicia, da. De exemplu, mama rămâne însărcinată pentru a-și păstra soțul care voia să o părăsească. Sau unul din părinți întreținea o relație la care a renunțat și sarcina intervine din dorința unui nou start conjugal. Atenție! Bărbați, femei, părinți sau încă nepărinți. Alții sunt născuți pentru a moșteni bunurile familiei. Părinții fac în general un singur copil pentru a transmite patrimoniul și a nu diviza Mulți copii sunt concepuți în urma unui deces pentru a înlocui un copil mort sau pentru a duce neamul mai departe. Unul dintre bunici, un ung sau o mătușe decedând de curând. Sau copilul e dorit la începutul să a arcini, dar pe parcursul celor nouă luni lucrurile se pot schimba. Când Lucrez în uh, psihogenealogie, trebuie să iei în considerare și viața intrauterină. Și nu doar când lucrez în psihogenealogie, poate că și noi când medităm ar trebui să luăm în, această, în considerare această perioadă. Ce s-a întâmplat în decursul acestei perioade? Poate că părinții au suferit diverse șocuri. Hmm? Oare știm noi ce s-a întâmplat cât am fost în bortica mamei? Un conflict grav între cei doi? Dificultăți financiare? Pierderea locului de muncă? Faliment? Probleme de sănătate? Un accident? O sperietură, o plecare pe front, dispariția unei persoane dragi, greutăți cu un alt copil și câte și mai câte? În mod inconștient, fă, fătul captează ambianța care îl înconjoară. E important să cunoaștem trăile din această perioadă, dar câți părinți ne povestesc, nici ei nu-și mai aduc aminte, din păcate. Hm. Pentru a conștientiza și a calma, a repara perturbațiile provocate în noi de aceste probleme. Hm. Sau, da, să nu uităm concepția poate fi inoportună. Copilul vine pe lume fără ca părinții lui să-i fi prevăzut existența. E vorba despre o neatenție sau despre o eroare de concepție. Așa s-au născut mulți pebeluși ogino, așa li se zice, celor care au practicat contracepția după calendar. Părinții nu sunt încântați, dar în cele din urmă, în general, femeile se resemnează mai repede, cu ideea și uneori încetul și încetul cu încetul și bărbații îl acceptă. Știți ce mă enervează când încep cei doi să se acuze sau mai ales femeile? Vai, am rămas însărcinată și el nu vrea să-și asume. Păi mai da, de ce ai rămas? Hai. E posibil de asemenea ca bebelușul să nu fie deloc dorit. Concepția la lui fiind considerată un accident. La început, tatăl și mama se deranjează această veste. E prea devreme sau prea târziu, poate nici nu doreau să-și întemeieze o familie da? și se acuză unul pe altul și tot așa. Bebelușul, săracul, își însușește aceste respingeri sau conflicte. Unii părinți compensează apoi lipsa dorinței de a avea un descendent prezent la începutul sarcinii printr-un exces de atenție, de vigilență, care riscă. Spuneam că există riscul să-l sufoce pe copil și să-l determine să devină foarte dependent sau rebel. Există și sarcini dramatice. Pe vremuri, multe din femeile celibatare care rămâneau însarcinate erau disprețuite și supuse oprobiului societății, ba chiar al familiei. Unii bebeluși au fost abandonați din această cauză copii născuți în urma unui viol sau unui incest, sunt și ei rodul unor zămisliri deosebit de dureroase. În prezent, statutul mamelor celibatare s-a schimbat. Multe dintre ele au ales să-și asume singure creșterea copilului. Unor aceste femei foarte preocupate de studii, apoi de profesie, își doresc, atunci când ajung în preajma vârstă de 40 de ani, să cunoască experiența maternității și trei singure. Ele nu se consideră femei împlinite dacă nu devin mame. Unele. Din punct de vedere biologic, aceste femei nu mai au timp să aștepte ce drept copilul lor va fi privat de prezența unui tată. Alte femei mame, celibatare, nu și-au ales singuri acest statut. Ele sperau să formeze un cuplu, dar din diverse motive tatăl nu și-a asumat copilul. De exemplu, bărbatul respectiv nu dorește să-și întemeieze o familie sau o munca lui necesită o totală independență. Sau bărbatul e deja însurat și nu vrea să divorțeze. În unele cazuri, mama nu-și dă seama că e însărcinată, iar întreruperea voită de sarcină nu mai este posibilă. Apare atunci o confruntare între conștientul plin de conflicte și inconștientul care. A făcut ca fătul să existe. Travaliul psihologic vizează, printre altele, clarificarea motivelor care au dus la existența acestei sarcini. Poate că, la nivel inconștient, mama aduce pe lume copilul respectiv pentru a-și satisface propriul tată, urmând ca bebelușul nerecunoscut de tatălui să primească numele bunicului. În alte cazuri copilul e instrumentul, dragii mei, și de foarte multe ori unui șantaj. Amanta speră că pus în fața unei nașteri tatăl își va părăsi soția sau altă situație mama are o relație conflictuală cu bărbații în general și se regăsește în calitatea de părinte celibatar un alt caz foarte complex în psihogenealogie este acela al mamei care, măritată fiind Dragii mei, sunt și cazuri de asta, are un copil cu amantul ei. Totul depinde de relațiile ulterioare ale acestui trio. Și câți bărbați știu? Întrebarea era a mea. Da. Câți bărbați știu dacă copiii pe care îi cresc sunt chiar ai lor? E, e, e. Totul depinde de relația ulterioare ale acestui trio, de poziția copilului printre frații și surorile lui, de modul în care e primit el de tatăl vitreg, de atitudinea tatălui biologic. E vorba de o întâlnire neprevăzută sau despre o legătură? Care sunt cauzele relației respective? Cine a știut de ea? Cine nu a știut? Lumea se schimbă, psihicul nostru se transformă. Contracepția se generalizează. Condițiile întreruperii voluntare de sarcină s-au modificat. Din ce în ce mai mulți copii sunt doriți în mod conștient. Totuși, motivele religioase le împiedică pe multe mame să avorteze. Progresele înregistrate în domeniul Examinării ecografice permit cunoașterea sexului copilului înainte de naștere. Așadar, părinții se obișnuiesc cu ideea de a avea o fică și nu un fiu sau invers. Totul fiind însă atât de pozitiv cât și negativ, lumină și în același timp întuneric, această cunoaștere poate duce de asemenea la conflicte psihologice sau cazuri mai rare și totuși reale la avorturi spontane. Mă gândesc la cei care la musulmani. Da, musulmani care preferă bă băieții. Cu toate acestea, părinții conștientizează din ce în ce mai mult că acel copil care crește în pântecele mamei este deja o ființă distinctă, însestrată cu viață proprie. Cred că totuși pentru prima parte este suficient. O să continui și cu celelalte părți. Evident, în limita timpului disponibil, o să fac și etalările pe care le așteptați, dar sper totuși că această lectură să vă pună pe gânduri. Vă doresc o seară frumoasă și pe curând, numai bine, vă pup. La revedere!